Venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Sunt peste 10 ani de ură totală în politică. 10 ani în care politicienii n-au făcut altceva decât să se amenințe cu pușcăria. Penalule, penalule, ba tu ești penal, ba blonda ta, ba voi, ba pe amătii. Peste 10 ani în care oamenii politici s-au șantajat reciproc. Amintiți-vă de perioada în care presa era plină de stenograme. Politicienii se ascultau între ei cu ajutorul băieților de la servicii, după care dădeau drumul materialelor în presă. A câștiga lupta politică a ajuns să însemne să-l bagi pe celălalt la închisoare. Dragnea? Păi Dragnea trebuie să facă pușcărie pentru că a furat. Iohannis? Iohannis trebuie să ajungă la pârnaie pentru casele alea. Nu poate să justifice banii, deci a ciordit. Tăricianu? La beci cu el. A fost înhăitat cu Truică și cu alți hoți. Băsescu, Udrea, toți ceilalți? Pușcărie, pușcărie până la moarte și dincolo de ea. Foților, nu uitați, până la urmă nu scăpați. Poate că de asta e vorba mereu de justiție. Probabil din cauza asta suntem mereu prinși în acest sistem de gândire. Unii sunt curați, alții sunt murdari. Adică trebuie băgați la pușcărie. Pare că suntem blocați aici, că nu putem ieși din această paradigmă. Nu vin eu să spun cum ar trebui să facem, pentru că nu e treaba mea și pentru că habar n-am cum am putea să procedăm. Probabil că am trăit prea mult în acest raționament greșit. Dar un lucru e clar. Iată, au trecut mai mult de 10 ani, iar noi ca țară n-am făcut nici măcar un pas înainte. Nimic, ba din contră. Uite, neamărin, eu vreau să merg înainte și faci mă duc înapoi. Uitați-vă la economia noastră, crește așa, de la sine, ca buruienile. Nu că s-ar ocupa cineva de ea, nu că s-ar discuta despre asta la modul serios. Nu că am avea noi o strategie. Bă, în 5 ani facem asta, în 15 ani ailaltă, acum suntem aici, peste 10 ani vom fi acolo. Nimic. Esențial pentru noi toți, de la instituții până la ultima persoană care se uită la televizor, este doar atât. Cine va fi următorul om băgat la pușcărie? Nu, Doamne ferește, nu zic că mulți n-ar merita. Spun doar că am ajuns să nu mai putem gândi altceva. Undeva în fundul minților noastre e această idee. Bă, la un moment dat îi băgăm pe toți hoții la pușcărie și atunci vom începe să construim și țara. Hai că-l iau și pe ăsta. Ia uite, e breaking news la DNA. Să vedem pe cine mai saltă. Deci habar n-am ce trebuie să facem, dar cred că la fel ca dependenții, e nevoie să recunoaștem mai întâi că avem o mare problemă. Bine ați venit la Starea Nației!